Mama sa a fost cea care a sesizat polițiștii din Târgu Jiu că fiica ei nu a mai ajuns acasă. Purtătorul de cuvânt, Alipe Jegorj, a spus că este vorba despre Luiza Elena Nicolae, tânără care nici până în acest moment nu a fost găsită. Polițiștii din cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că minora Nicolae Luiza Elena, în vârstă de 17 ani din municipiul Târgu Jiu, a plecat în mod voluntar de la domiciliul la data de 31 ianuarie anul curent și până în prezent nu a mai revenit. Ca și semnalmente, minora are o înălțime de 1,70 metri, o greutate de 55 de kg, fața ovală, ten deschis, părul blond, ondulat și ochii verzi. Din informațiile transmise, minora era îmbrăcată cu o geacă de culoare maron, pantalon de culoare albastru și în picioare purta ghete de culoare maron. Nu este prima dată când tânăra a fost căutată de polițiști. Aceasta a mai plecat de acasă în mod voluntar, fiind găsită acasă la o prietenă. Persoanele care pot da relații despre minoră sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.